Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. Elena Gheorghe alături de noi. Bună dimineața, bine ați venit. Ne bucurăm că să o avem în studio. Bună dimineața, bună dimineața. Chiar o dimineață frumoasă, nu? Perfectă. Dacă o forțăm un pic, putem spune că e și soare afară. E vară. Nu, chiar e vara. Am ieșit mai devreme pe balcon și nu mi-am luat geaca. Am stat pur și simplu așa, relaxat. Dar vara va veni cu ajutorul tău, Elena. O să avem... Eu sunt convins, nu că zic. Tot ce spun, o spun din convingere. Deci ești un fel de Babadocia. Da, da. Mafalda. Exact. Sau mai e una încă. Baba Vanga. Baba Vanga, cred că, da. Nu, cred că da, Baba și Vanga. Mai e una Baba Veng. Aia e mai prin bucătărie. Elena Gheorghe, onorați de prezența ta. O să venim să te mitraliem cu niște întrebări. Mamă, sunt grele, nu mă luați de dimineață așa cu ceva greu. Că n-am învățat lecția. La greutatea ta, fiind o artistă care a umplut sala Palatului, totuși ne-am gândit să ne străduim la niște întrebări tari. Oana e pregătită. Bine, mă țin bine. Elena, ești alături de noi în dimineața asta, alături de... Alături de George Trif, chitaristul cu care împart aceeași scenă. L-am trezit de vreme, i-am zis, gata, hai, în dimineața asta trebuie să cântăm de vreme, încălzește-te. Bine, la el e mai ușor cu încălzirea, la mine cu vocea e mai complicat un pic de dimineață, dar se poate. Ce-am ascultat mai devreme este doar un fragment din cea mai recentă, cea mai nouă piesa ta, care este și cea mai romantică pe care ai cântat-o tu vreodată, așa e? Așa dacă stau să mă gândesc, cred că da, este cea mai romantică, cel mai bun om de pe pământ, adică după ce zici cel mai bun om de pe pământ, nu știu dacă poți să mai zici altceva. Bănuiesc că te referi la Cornel, la soțul tău în melodia asta. Măi, să știi că în momentul în care am creonat așa ideea, la el m-am gândit și cam tot albumul care o să fie lansat undeva pe 23 mai la Sala Palatului. O să vorbim și de Sala Palatului după aia. Are fiecare câte o secvență din viața mea. Sunt și părți bune, cum e cel mai bun om de pe pământ, da? Că acum sunt cu ok. Binișorul. Da, v-am luat cu ce e mai bun, dar sunt și momente în care n-am fost cea mai fericită și atunci când și despre ele, dar cumva cu speranță, pentru că na, știu ce a urmat. Probabil că dacă eram în ele atunci, nu prea era cu speranță, că nu știam ce mă așteaptă. Da, mi se pare că ești tot tipul asumat, adică nu încerci să pare altceva, că sunt un anumit tip de vedetă care prezintă doar părțile pozitive tot timpul. Adică dacă analizezi tot ce a livrat, e numai perfecțiune acolo. N-ai nicio breșă în sistem. Totul e o armonie perfectă. Și te cam prinzi așa ca un... Bă, n-are cum în orice cuplu, în orice relație. Așa e, da. Orice probleme. Cuplu are și probleme și discuții și filozofii, dar mai are și părți bune. Da, evident. Care a fost cea mai frumoasă declarație pe care ți-a făcut-o Cornel? E evidentă dragostea dintre voi. Cea mai frumoasă declarație... El nu prea e cu vorbele, el mai mult e cu faptele, știi? Frumos și așa. Păi eu cred că e mai bine cumva așa decât să vorbești mult și degeaba. Ți-a adus și două florării. Nu, dar cred că cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut, în afară de copiii noștri, normal, la 23 de ani, când am plinit 23 de ani, mi-a făcut cadou un microfon pe care am cântat, cred că aproape 15 ani. Da, a fost un microfon pe care mi-l doream eu foarte, foarte mult și fiind la început de carieră, era totuși o sumă destul de mare. Și asta a fost că a ținut cumva și de carieră și de asta a fost cumva special. Nu neapărat că valora mult, dar știam cât de mult o să mă ajute și știi? Și ăsta cred că a fost cel mai fain cadou pe care mi l-a făcut, dacă stau să mă gândesc și... Da, ai vacanțe. Microfon din ăla personalizat cu diamante? Cu... Da, l-am avut personalizat. Acum nu mai e personalizat. E doar persoana care cântă și atât. Mai merge, deci. Cel pe care l-am avut de la 23 de ani, eu, din păcate, nu mai gata. A decedat acum 2 ani. N-am mai făcut față. E pe post de bibelou. E pe post de bibelou. Ăla avea ștrasuri, avea de toate. Ăsta pe care l-am acum n-are nimic. E foarte, foarte simplu, dar mă gândesc să-l împodobesc și pe ăsta că trebuie să-l duc prin anumite scene și prin fața multor oameni, așa că o să fie și ăsta împodobit cu de toate. Vezi să nu cumva să fie prea scump după ce îl împodobești cu niște diamante, să
chem Paza să-ți păzească microfonul la concert. Așa, nu folosim diamante pentru microfon. În videoclipul celei mai noi piese, Elena, ai un porumbel alb pe umărul drept. Aoleu, să nu mă întreb de el, te rog, te întreb. Te întreb cât de greu a fost să-l faceți să stea acolo. Deci n-a fost foarte greu să-l facem să stea. Că am tras câteva duble, doar că m-a făcut să-mi dau seama cât de norocoasă sunt la propriu. Adică, imaginează-ți ce-a urmat dacă ți-am zis norocoasă. Stai mă că n-am băut lăptic în dimineața asta. Da, am fost foarte norocoasă la filmări. Se pare că da, chiar a transmis un noroc pe cale naturală, da. Și cam asta a fost peripeția cu porumbelul și n-am putut să cer pe nimeni pentru că a fost ideea mea, adică știi, când e ideea ta, asta e, tu asumi. Mi-a scăpat porumbelul, cam așa ceva, pe spate. Hai să intrăm și pe partea muzicală, Oana, zic, da. Să ne bucurăm de artiști 100%. Că doar nu v-ați încălzit degeaba. Exact. Da, păi da, cum? Și să dăm drumul primului cântec? Da, o să cântăm cea mai nouă piesă, Cel mai bun om de pe pământ. Și, Îl votez. Îl votez. Votăm. Ok, bine, domnul Trif. Nu-mi pot explica ce are inima. Se topește mai ceva ca gheața vara în fața ta. Bate-n piept așa, ca și cum ar vrea să cânte la urechea ta. Fericire-n sol și fa, tu ai venit ca un soare de mai și ne-am urcat o bucată de rai. Mi-e așa de bine când sunt lângă tine, mai stai, ai, ai. M-am îndrăgostit într-un minut de cel mai bun. Potrivim perfect. Cuvinte nu-mi găsesc. Ochii ne vorbesc. Mă pierd cu tine și plutesc într-un ocean de te iubesc. Tu ai venit ca un soare de mai și ne-am urcat o bucată de rai. Mi-e așa de bine când sunt lângă tine. Mai stai, ai, ai. M-am îndrăgostit într-un minut de cel mai bun. Excelent, foarte bine. Frumos. Foarte bine sună. Mulțumim. M-ai făcut să mă gândesc la Ali, la soția mea. Nu știu, da. O dedic melodia aceasta dacă mă ascultă în acest moment. Ce frumos. Chiar ce frumos. E very, very, very touchy cântecul și impresionant actul artistic, adică a cântat live, dragilor, nu e exact. Nimic înregistrat. Și nu este un microfon special pentru cântat, este doar microfonul cu de care, radio. La care vorbesc invitații noștri exact. Când vin la radio, deci este o super performanță și îți mai spun ceva, Elena. Mulțumesc. Îți mai zic ceva. Mulțumim. Faptul că el a spus acum despre soția lui așa. Este mare lucru. Este mare, nu e romantic la bază, ba, nu? E foarte romantic, dar e foarte discret. Ah, e foarte discret. Adică,
momentul în care scoate asta pe gură, înseamnă că chiar te-ai dus acolo. Ce fain, mulțumesc. Să știi că eu am avut impresia că nu mai sunt oameni fericiți la un moment dat, pentru că pe radio erau numai piese triste și mă gândeam, bă, dacă piesele astea se difuzează într-una și sunt number one și sunt top acolo, știi? Cred că oamenii nu mai sunt fericiți sau nu mai sunt cupluri fericite sau ceva se întâmplă. De ce se regăsesc atât de mulți oameni în piese triste? Și după ce am lansat piesa, am avut marea uimire să văd de fapt câți oameni sunt fericiți și cât, mă rog, au relații de lungă durată și se iau așa și cu bune și cu rele. Te imaginez stând, ascultând topurile, văzând pe primul loc eu una tristă, pe locul doi e alta tristă. Da, cred că tu poți să spui cel mai bine, da, că vezi și tu topurile totuși. Vă pe Elena, băi, cum să fac să fiu mai tristă, bă, mai nefericită, că uite nu, ăștia. Nu, eu nici măcar nu m-am gândit la top, îți spun sincer că dacă mă gândeam la top, făceam și una tot tristă, că na, mă gândeam, băi, ce se poartă asta, clar, să mergem cu valul. Dar pe acest album doresc să fie numai muzică vindecătoare, adică să fie despre iubire, despre prietenie, despre vindecarea unor răni. Ai avut aspectul pozitiv în cam toate melodiile pe care le-ai făcut. Da, cu un pic de speranță, adică chiar dacă a fost de rău, să fie acolo un pic de speranță. Nu mi-aduc aminte de nimic să stoarcă lacrimile, să plângi de tristețe în pahar, că te-a părăsit, că nu știu ce ai avut. Am încercat, cred că o piesă a fost așa mai tristă, așa de stors lacrimile, dar nu cred că m-a crezut lumea. Știi? Adică erau, cred că, niște lacrime artificiale, da. Știi? Hai că te alinți! Da, că știu cumva. Eu. Da, nu cred că a fost credibilă și de atunci mi-am promis că o să fac doar ceea ce simt și asta am făcut. Și asta pare să fie un pont de succes, adică o rețetă a succesului, să fii autentic, să gândi despre ce simți, ce te încearcă pe tine, indiferent ce experiențe ai. Indiferent dacă ți se pare că ești împotriva valului, da, indiferent dacă crezi că n-ai nicio șansă, de fapt șansa este că ești autentic și livrezi ceva true, adică pe tine. Adevărat, autentic. Tu cu sentimentele tale și noi suntem totuși artiști, lucrăm cu sentimente, nu lucrăm cu emoții. Chestii materiale, știi, cu chestii palpabile, lucrezi cu ceva pe care trebuie să-l simți tu în primul rând. Că dacă nu-l simți tu, celălalt n-are cum să-l simtă. Da. Avem o serie de întrebări care par așa, fără legătură una cu cealaltă. Sunt foarte multe, sunt întrebări fulger, dacă vrei. Le avem pregătite pentru tine până la următorul moment muzical live aici la Digi FM. Uite, ne uitam la ce mi-ai făcut în ultima vreme și vrem să te întrebăm care este cel mai exclusivist eveniment la care ai cântat tu. Apropo că urmează acum un concert super important pentru tine. Cel mai exclusivist... Da, nici nu știu dacă pot să povestesc asta. Dar de ce să nu de poți? Ce nu? Păi nu știți despre ce e vorba. Ai cântat la ziua lui Putin. Asta chiar că ar fi fost cel mai exclusiv, dar n-ai fi povestit. Păi nu, că nu ne-am mai fi întâlnit. E, nu se știe. Cel mai exclusivist, am cântat pentru 3 persoane. El, ea și maică-sa. Tare. Și mama fetei. Okay. Pentru că el greșise... Eu n-am știut povestea, că dacă o știam, nu știu dacă mă mai duceam. Trebuia să facem așa un pic de... Călcase strâmb? Strâmb? Da, călcase într-o parte. Ok. Așa, și ei se căsătoriseră cu, cred că vreo 10 ani în urmă. Okay. Și le-am cântat la nuntă noi. Okay. Da. Piesa Până la Stele. Da. O piesă foarte romantică și pentru că el a vrut cumva să o îmbuneze și să-și ceară scuze și să știi tu ce. Mi-a scăpat. Așa, i-a scăpat porumbelul. Da. Așa, s-a gândit să organizeze un eveniment foarte exclusivist, în sensul în care era un restaurant unde se aflau 3 oameni la masă. Adică el, ea și... Și restaurantul gol. Da, gol, da. Doar gol, da. A închiriat, îți dai seama, exact, l-a închiriat special. Deci pentru români, da? Români. Da, român, da. Cunoscuți. Aici chiar în București. Cunoscuți. Ei știm. Nu mai putem spune mai multe detalii. Eu toate deja... întreb, nu le cer nume și prenume și CNP, vreau doar să ne sunt cunoscuți, da? Da. Hai, nu te mai gândi. Cine a călcat strâmb? Oricum, asta s-a întâmplat acum ceva, nu știu, habar n-am, cred că vreo 7 ani, 8 ani, ceva de genul ăsta. Noi, cumva mi s-a părut drăguț. L-a iertat? Nu știu dacă l-a iertat, nu știu, că n-am intrat în... Ea era foarte supărată când am intrat acolo și chiar mă gândeam, zic, Doamne, poate nu suntem noi, poate și-o fi dorit pe altcineva, știi? Adică chiar îmi făceam probleme. Ce are femeia? Da, poate nu-i place de mine, știi? După care am început să cânt și s-a emoționat și a început să plângă și am zis, Doamne, de la o stare la alta, oare ce o avea? Pentru că eu nu știam povestea. Și după ce am cântat, am aflat și o poveste. Inițial, povestea lui a fost așa, că
împlinesc 10 ani de zile de la căsnicie și vor să se sărbătorească, da, așa, și că o să fie ceva restrâns. Dar mă gândeam și eu la 20-30 de persoane, ceva restrâns, știi? Dar probabil că el avea acum muncă de lămurire și cu iubita, dar și cu mama iubitei, adică cu soacra. Soției, pardon. Cu soacra. Da, cu soacra, da. Da. Mamă. Săracul da. Om. Da. Bă, nu știu care era săracul, eu cred că nu era el sărac. Vezi, women power, women power. Da, da, dacă a mers, adică ai putea fi chemată pentru împăcări. Și pentru împăcări. Da, o chem pe Elena, cântă trei melodii și gata. Ai călcat strâmb, nu se mai pune, te-ai împăcat. Să știi că de atunci am tot întrebat, băi, spune-mi motivul real pentru care trebuie să fii să cânt. Hai, nu fi rea așa. Că nu fac așa. Se mai întâmplă. Nu, că mi cumva, Doamne ajută, dacă s-au împăcat și dacă sunt bine și dacă ne ascultă, îi salut și îi îmbrățișez și ce să zic, dacă a fost și un pic din partea noastră un ajutor și să un fie într-un ceas bun. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Până la urmă cu toții greșim, normal, unii mai mulți, alții mai puțin, dar important e să ne recunoaștem greșeala și să nu o lăsăm așa. Da. Că e foarte ușor să o lași așa în ziua de azi. Ieșim din această zonă. Așa, te rog. Da. Și hai să intrăm în ceva, aș putea spune, destul de intim. Care e ultimul mesaj, SMS sau WhatsApp pe care ți l-a trimis Cornel? Dacă vrei să ni-l citești. Voi aveți niște întrebări în dimineața. Păi, da. Suntem și noi curioși. Curioși de ăștia, români curioși suntem. Ia, să vedem ce mi-a trimis. Uite, de exemplu, el mi-a trimis azi de dimineață un filmuleț cu niște căței. Ai voștri sau? Nu sunt ai noștri, sunt de pe Facebook și erau trei căței și o pisicuță și trebuiau să facă poza de familie, că chiar așa cumva descrie cel care a postat cum sunt membrii familiei, unii care își doresc să facă poză și hai mă repede să și treacă. Și ăla care se strâmbă. Și ăla care se strâmbă și ăștia la alții mai au răbdare, știi? Și ăștia trei cățeluși. O iau pe pisică, unul o ia în gură și o aduce cu forța la poză, știi? Asta mi-a trimis. Și eu i-am trimis o piesă. Bun. Deci, nu m-ați prins. Când a fost Antonia la noi în studio, am întrebat-o și te întrebăm și pe tine același lucru, că mi se pare o întrebare așa de faină. Care este cel lucru, cuvântul, fraza care se aude cel mai des la voi în casă? La noi în casă cel mai des? Mai ușor cu zgomotul. Liniște! Nu știu, liniște. Se aude foarte des chestia asta, pentru că Nicolas cântă la pian, mai cântă și la chitară electrică, Ame mai urlă prin baie când se duce la duș și fiecare are câte o activitate din asta zgomotoasă, așa că la un moment dat când ai nevoie să faci ceva, spui, băi, liniște, am nevoie de liniște, că trebuie să fac și eu la rândul meu ceva, adică trebuie să cânt, trebuie să filmez ceva și așa mai departe. Dar în afară de chestia asta, care este cea mai des când plecăm în vacanță. Okay. Te înțelegem. Și apropo de Nicolas, hai să facem un exercițiu de imaginație scurt. Așa. Nicolas vine la tine și spune că vrea să iasă în parc cu o fetiță de care e îndrăgostit. Ce îi spui? Păi ce să-i spun? Câți ani are el acum? El are 12. Urmează, îți dai seama, urmează. Păi, nu știu, întreb și eu așa de fetița asta, cam câți ani are, ce face. Ce muzică ascultă. Nu, asta nu, dar întreb așa chestii și unde se văd în parc și lucruri de genul ăsta și dacă e la o, adică mă furișez și într-un tufiș. Spy business. Nu, a fost doar pentru amuzament chestia asta, dar am fost o mamă destul de free control până la un moment dat, acum este genul de copil destul de responsabil, merge singur la școală cu metrou, adică e destul de matur, zic, pentru vârsta lui și responsabil și cred că, adică am încredere în el să mă gândesc, să-mi imaginez că ar fi o fată ok. Bun. Ok, ți-a câștigat și încrederea, excelent. Să întrebăm și despre Amelie, care și-a pus o dorință, să aibă o surioară, dorința de ziua ei. Da, aveți știu. De gând să-i o îndepliniți? Noi nu. Ok. Doamne, mai auzim ceva? Da, muzica, hai, suntem pe final. Suntem pe final și ar fi păcat să ratăm. Suntem pe final și o să cântăm un pic din Până dimineața, pentru că mă gândesc perfect. Că multă lume are nevoie de cumva un imbold. Hai, un push. Și dacă e, putem schimba, putem modifica Bună dimineața. Hai. Ia să auzim. Hai să vedem. Până dimineața. Hai cu bună dimineața. Că ești gelos sau minți frumos, ești
ești totul pentru mine. Când ești plecat, singur în pat, mi-e gândul doar la tine. Viața e scurtă, să știi, deschide la ochii, du-mă unde vrei și acolo, iubește-mă, baby. Noapte cade peste noi, tu-mi săruți un merigoi, până dimineața, hai cu bună dimineața. Nopțile se-mpar la doi, facem numai ce vrem noi, până dimineața, bună, bună, bună dimineața. Atunci când soarele va răsări, noi încă ne vom iubi la fel. Tuturor, bună dimineața! Neața! Super! Vai, ce dorm era de piesa asta! Și de când am mai auzit-o? N-ai mai auzit-o de mult timp, nu? Nu, mai auzit-o de mult și era una dintre preferatele mele de la tine, da. Măi, și știi ce mă uimesc așa la concerte? Sunt super șocată să văd puștoaice, adică gen copii. Născute mult mai încoace, da, da, da. Copii, da, 10 ani, care cântă până dimineața, scuze, acum am înlocuit chiar prea mult. Așa, până dimineața cântă Mama Mia. Am înțeles că a fost și un trend acolo cu Mama Mia pe TikTok. De la musical, probabil, nu? Sau... Nu, Mama Mia, piesa mea. Ah, okay. Mama Mia, okay. Italiano. Așa, da, cum? Și, Gata, a fost un trend și cumva se reiau piesele vechi, ceea ce mă bucură foarte tare. Uh-huh. Că asta înseamnă că ușor, ușor mai creștem încă o generație, știi, pe lângă toate cele ce de până acum. Ce apropo de crescut de generații, vreau să vă spun doar un mic lucru despre ceea ce se întâmplă pe 23 mai în acest an, pentru că fac 20 de ani de carieră, ne-am gândit să facem... Mulțumesc! Ne-am gândit să facem un concert... Luiza, mersi, Luiza! Te aștept, pentru asta ai un bilet. Da, ne-am gândit să facem un concert aniversar și la acest concert aniversar vor fi invitații numai unul și unul, adică cei care mi-au marcat cariera. Uh-huh. O să fiți surprinși de pe cine am invitat la acest eveniment. Păi nu prea pot să vă spun tot. Dar o să vedeți, pentru că o să lansăm și o piesă împreună. Oricum, vă dau un indiciu. E cineva cu care am mai cântat acum foarte, foarte, foarte mult timp. E un el sau ea? E și un el și o ea. Bun. Okay. Da. Și tot în acea zi, pe 23 mai, o să lansăm și un nou album cu muzică din asta, v-am zis, despre fericire, prietenie, vindecare și așa mai departe. Sunt super entuziasmată pentru că este primul album în care mă implic așa concret. Uh-huh. Și fiecare piesă este o poveste din viața mea, fie că a fost acum, fie că a fost acum ceva cândva, uh-huh. Da? Mă regăsesc în toate cele și mă bucur în sfârșit că am cumva posibilitatea și relaxarea și libertatea să fac ce vreau eu cu albumul ăsta. Perfect. Așa că cel mai bun om de pe pământ e așa doar o mostră, dar urmează... Un sample. Da, urmează. Așa că vă așteptăm pe 23 mai la concertul nostru, o să vă placă foarte tare. Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.